Cred că se poate face o paralelă în sensul în care, așa cum am făcut la Veneția, ceea ce a fost acolo a fost de fapt o utopie, să zic așa. Ne-am jucat un pic și cu orașul în sine. Noi am reașezat un pic străzile și casele unele față de celelalte. Și ne-a interesat acolo a fost de fapt această percepție a vecinătății, a imediatului, a ceea ce există împreună cu ceea ce se adaugă, ceea ce adăugăm noi, de exemplu, sau ceea ce adaugă alții. Și această unele la oaltă în instalația respectivă, într-o manieră mai degrabă abstractă, repet, utopică și din motivul ăsta idealistă, adică mai mult la nivel de gânduri și de ceea ce ne imaginăm că ar trebui să fie o locuire specifică Bucureștiului și zonei respective din București, decât ceea ce reușim noi să facem întotdeauna. În sensul ăsta, proiectul din Dogarilor a semănat, pentru că numărul mare de apartamente diferite de acolo a presupus înainte de a începe edificarea acestui proiect, că ne-am imaginat tot felul de situații foarte diferite, de personaje diferite, de familii diferite, de scenarii diferite, coexistând în acest loc și fiecare din ele având propriul raport și propria relație cu ceilalți, cu spațiul comun, cu strada, cu vecinătățile. Deci în sensul ăsta, cumva, și așa cum și imaginez eu mai degrabă că putem noi să facem design de interior, pentru că nu prea ne pricepem altfel, este să ne imaginăm spațiul și lumina și relația cu strada și relația cu celelalte spații într-o anumită secvență, adică să ne imaginăm un mod de locuire, ceea ce cred că putem să facem mai degrabă decât să decorăm pur și simplu un spațiu interior. În sensul ăsta, cred că cele două proiecte au, da, într-adevăr, ceva în comun. În această reinventare sau inventare înaintea proiectului, de fapt, a locului și a imaginii noastre asupra locului și a locuirii. Da, e adevărat că mulțumit acestui proiect în principal și a recunoașterii pe care a primit-o și în țară și afară, dar a avut niște nominalizări și premii, într-adevăr. S-a întâmplat ca proiectul să fie foarte mediatizat și foarte cunoscut și să ajungem, probabil, din acest motiv și să fim invitați la Bienala de la Veneția. Acum, recunosc că n-aș spune că a fost ceva programat din partea noastră, n-a fost un plan, a fost mai degrabă o succesiune de întâmplări care au dus la acest moment. Deschiderea aceasta, sigur că ne interesează, dar mai degrabă, în momentul acesta, din punct de vedere al ceea ce facem noi și lucrăm, aș spune că ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă aici, pentru că e un moment bun. Am avut în trecut participări la diverse concursuri în Europa. În momentul ăsta însă ne interesează mult mai mult ce se întâmplă în România, pentru că cred că e mult de lucru și ne interesează mai degrabă relația cu zona europeană și zona internațională, prin prisma comunicării, dezbaterii, sigur, la nivel practic și teoretic. Dar în mod concret, în momentul ăsta nu intenționăm să nu ne-am gândit la asta încă.